Bună dimineața! Cam chiar un pic de somn. Chiar o oarbă. În fine, nu mai pot de somn. E ora 4.57. M-am trezit acum 10 minute. Așa, pentru că astăzi merg în România. O să-mi dau drumul la voce. E ciudat, parcă nici nu puteam să vorbesc. De 5 minute mai gândesc să încep să vorbesc. N-aveam voce. Da, azi spor spre România, am avion la ora 10, de la 2 ori și ceva de stat. E la 2 ori și ceva distanță din noi și de asta m-am trezit la ora asta. Trebuie să plecăm la 6:30, cam așa, ca să fim acolo. Și am zis să fac un videoclip în care să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru aeroport, cum mă îmbrac, cum mă machez. Am să încep prima oară să mă demachez. Hai greu să trebuie dimineața. Am uitat, înainte lucram, aveam program de lucru de la 6 la 2 și mă trezeam la 5 tot timpul. Acum, doamne, nu știu cum puteam să mă trezesc. Nu pot să-mi dau seama. Acum am de la 8 la 4, ceea ce e super. Dar să mă trezesc din nou de la 5, nu, niciodată n-aș mai putea. O să mă dau și cu un pic de cremă. Eu am de anul foarte gras și de obicei nu mă dau cremă. Aș vrea să mă dau cu un ulei. Am găsit un ulei foarte bun, ulei de trandafir, că e foarte bun pentru față. Vreau să mi-l cumpăr, dar așa, am zis că eu am un ten gras, nu mă dau cu cremă sau ceva, dar în avion mi se usuc tot de mine, mi fac ca o stafidă. Și mă dau un pic cu cremă, că trebuie trecut mi s-a făcut piele albă la nas. Așa, acum o să aplic corector pe bengurile astea, au fost săptămâna bengurilor. Sincer, nu știu de ce mi-au apărut toate coșuri. Săptămâna asta. Dar trebuie când să le uscăm și noi ce să facem. Cred că trebuie să vorbesc mai tare. Acum mi-am dat seama. Nu, parcă vorbesc în șoaptă, gata, m-am trezit. Nu mai vorbim în șoaptă. Încă poate nu se vede pe fața mea, dar sunt tare bucuroasă să merg acasă. Și poate și atunci, dar nici nu o să mă mai recunoașteți. O să mănânc atât de mult, o să mă fac. Dar, mai este până atunci. Pe aștept. Nu. Bine, nu mă duc mâncare, sunt văd și părinții, bineînțeles. Și pe sora mea, da. Să mănânc mâncare românească. Care e unii mai buni decât acasă. Acum mă dau cu BB cream. Așa, acum voi folosi concealer. Mă dau sub ochi. Pentru că... să fim serioși. Uitați cea că ne-am. E și dimineață, bineînțeles, dar... Să vedem ce o să iasă din video ăsta. Pentru că după cum vorbesc, după cum mă văd, cred că o să-mi fie fric să-l postez. Gata, m-am făcut un pic cam albă, dar... Se duce pe parcă, nu-i problemă. Acum o să mă dau cu pudră ca să pun totul în loc, adică să nu mi se miște machiajul ăsta. Că o să-l am până de seară. Nu știu voi, dar eu când trebuie să merg acasă am așa niște emoții. Când por cu avionul, nu neapărat că mi-e frică, dar trebuie să trec prin securitate, prin toate chestiile alea, nu-mi place deloc. Mă stresează chestia asta.
Uitați-vă de început, ca să încep. Nu sunt profesionist la machiaj deloc, dar chiar deloc. Deci să nu ziceți, ba, asta se machiază și sunt o mare... Habar n-am, nu. Dar zic, vreau să încerc să fac mai multe chestii. Vreau să fac conturul la față, m-am dat niște videoclipuri. Niciodată nu-i bine când mă la videoclip, că încerc numai tâmpenii să-mi fac la față, dar... Vreau să-mi fac conturul la față, vreau să mă dau și cu un pic de blush, de bronzer, să fac mai multe decât fac eu de obicei. De obicei atâta, îmi fac, nu mai dau cu tuș cu rimel. Dar astăzi vreau să-mi fac mai mult de atât. Așa, și acum cred că ar trebui să-mi fac conturul. Da, o să fac conturul la față. Pentru asta o să folosesc un bronzer, e din Primark. Am și contur stick din ala. Da, e mai ușor, cred că cu asta o să fac. Așa, și cred că ăla să duci în ambii obraji. Da, hai să spunem. Îl lăsăm așa. Da, ci că ăsta e conturul. Am uitat să vă zic că sunt nebunită cu sprâncenile mele. Cum data mi-am eu făcut rățușca, rățușca Iulia. Mă pensează super. Și îmi face sprâncene tot timpul super, nu știu. Sprâncenile mele sunt ciudate. Ciudate, în fine, dar eu reușesc să le aduc la normal. Mulțumesc mult. Așa, ce mai vreau eu să fac? Ce trebuie să fac acum, că am uitat? A, vreau să-mi pun și un pic de culoare la ochi. Deci o să mă vad tata meu, o să trec lângă el și o să uite. Fata asta nu mai coboară? N-o să mă recunosc. Nu știu, dar am o față așa de ciudat, nici machiaj nu poate să-mi repare, nu știu. Încă nu m-am desumflat, că abia m-am trezit. Ce ciudată, în fine, nu vă spereați nimic pe mine, că nu o să așa tot timpul. Decât când mă trezesc. Așa, o să folosesc, dar nu contează, acest palet de la Morphe, care am zis odată că o să vă rog cum mă machiez, dar nu l-am folosit. Și acesta de la Anastasia Beverly Hills. Am văzut într-un video că foloseau acesta pentru genii. Îl pune așa la ochi ca să facă aici foarte bine conturul ăsta. Cum eu nu mă pricep, o să folosesc și eu, să nu vă speriați. Ce culori să folosesc? O să folosesc acest... Nu-i portocale, acest culoare de pierzi, că mai mâncare e mat de aici, să mă dau așa. Apoi să mă dau... și pleacă jos cu un pic de sclipici. Cred că cu ăsta sau cu ăsta. Hai să vedem. Deci m-am dat cu sclipici pe partea de jos. Nu prea se vede, nu știu, nu e prea bun lumina pentru că eu de obicei filmez când e ziua afară, nu când e întuneric. Acum o să mă dau și sub ochi cu un pic de culoare. O să mă dau cu un pic de maro. Așa, o să mă dau cu creon negru deasupra, apoi cu rimel și atâta, pentru că ora este 5:20, nu sunt gata, și trebuie să vă arăt cum mă îmbrac. Așa, m-am dat cu creon, acum mă dau cu rimel. Am putea să mă dau cu un pic de blush pe față. Același blush care îl aveam în primăvară de la L'Oreal. Doar un picuț deasupra aici, să dăm culoare în obrajori. Așa. Element și sunt aproape gata.
așa arată fața, mă mai dau cu, fac contur la buze și vreau să mă dau și cu un pic de luciu, ceva, nu știu. Trebuie să nu uit să împachetez astea ca să le am și acasă. Asta este locul meu pentru aeroport, bineînțeles că m-am machiat prea mult, dar până ajung în România sigur nu vreau să mai am nimic, cel puțin buzicul nu o să am, o să vedem la ochi. Iar acum să vă arăt cu ce mă îmbrac foarte rapid, apoi o să pun pe David să filmez ținuta, dragă, să vedeți cum stă. O să mă îmbrac sport pentru că vreau să stau lejer, comod și hai să vă arăt. Așa, o să lăs această maletă pe mine albă, nu pot să o ating acum că am numai machiaj pe mână. Iar pe deasupra o să-mi iau acest hanorac care se deschide, pot să-l dau jos, pot să-l arunc dacă mi-e cald, dacă așa, dacă mi-e frig la pe mine. Apoi ca și pantalon, o să iau această pereche de pantalon lejer de training. Sunt și foarte, nu-i material neapărat pufos care să mă mănânci pielea și să simt că nu mai pot, că eu nu suport să mă îmbrac gros, dar mama mea vezi să îmbraci gros că România e frig. Și nu, mama mea mai zis. Și nu vreau să-mi iau bătaie cu jortea. Da. Și o să-mi iau pantalonele ăștia care sunt material grosuț. Și nu-i pufos din ăla care să mă enervez pe mine. În picioare o să-mi iau această pereche de Adidas. Iar apoi să-mi iau această geacă pufoasă care mi-am cumpărat-o ieri, nici nu-mi vine să cred că era atât de ieftin, era 35 de lire și am cumpărat-o cu 10 lire, trebuie să vă zic și vouă pentru că a fost foarte bucuroasă, da. Și o să iau geaca asta deasupra și cam atât, mi-am făcut bagajul deja. Acolo e bagajul meu, după cum vedeți, mi-a rămas o pungă de cafea care pentru bunica, dar nu a încăput, o să pun în buzunar la geacă, cred, nu știu să fac, da? Da, și cam asta e deocamdată, v-am zis, o să David să vă arăți ținuta și apoi mai vedem ce putem filma în avion, în aeroport sau când ajung acasă. Acum am să mă împachetez machiajul care le iau cu mine, ne vedem mai încolo. Soțul meu a zis că nu se vede bine, ar trebui să ies pe hol să mă filmez. Nu e lumină bună în toată casa asta. Și am zis să vă arăt un pic și în oglindă. Dar, da, mi-am luat acest anorac, bluza, se vede burtica. Da, ce să-i fac acolo, sunt acolo. Pantalonii, geaca pe deasupra. Cum v-am zis, iubesc geaca asta, e cea mai tare geacă. Nu, tot nu mi-e discret, tot nu mi-e discret. Da, asta e ținuta mea. În caz că nu se vede prea bine în acel videoclip.
întors acasă, acum e a doua zi. Nu știu dacă să vă povestesc sau nu, experiența mea de la aeroport, care a fost atât de ciudată. Acum mi se pare amuzantă, dar atunci când eram în aeroport, am transpirat tot. Care a fost toată chestia care s-a întâmplat, a fost că eu aveam mai multe machiajuri în mai multe buzunare. Deci aveam geanta de la laptop în care aveam niște machiajuri, aveam o gentuță mică în care și aveam niște machiajuri și mai aveam și geanta de mână, aia normal, 10 kg și n-aia aveam pe părți, n-am de buzunare machiajuri. Am început să scot și domnul de acolo a vrut să-mi trag geanta. Am zis, nu, că am și acolo. Mai și aici. Păi, dar tu, ce poți să-ți plăi? Nu știi că trebuie să le pui toate într-o pungă din astea. Bine, dar le pun acum, nu, n-am știut. Să le pregătești dinainte, nu stai ce vezi ce coadă ai făcut în spate, tă. Am ce poți să le scot, trebuie să le pun în pungă. Acum nu mai ieșeau, nu mai puteam să mi-a scot din punga aia, să le pun toate într-o pungă. Am început să mă panichez, că să-ți spa la mine. Era un domn mai în vârstă, cred că și-a pierdut răbdarea, ori nu a dormit deloc. Nu știu care a fost treaba cu el. Și pentru că tot stăpa la mine și nu știam ce tot mai vrea, nu mai știam, acum parcă nu mai înțelegeam nici limba engleză. Da, niciodată. Trebuia să trec prin acel aparat care te ții dacă ai metale sau chestii sau nu. Trec prin acel aparat, nu și la asta am zis, nu se poate. Trec pe acolo, bine, mă pun, ăla mi-a zis, mă întorc înapoi, să-mi dau, ai dat și jos, să-mi dau inele, toate și aveam vreo, acum le-am dat jos. Aveam vreo 4 inele pe mâna asta, vreo 2 pe mâna asta la altă. Și mă întorc înapoi și mă vede moșuleță din nou. Și încep să dau. Da, cât inele ai? Vai, încep iar să la mine. Dar las-mă în pace în gândul meu, că nici nu mai știam pe unii să o iau. Eu în loc să mă duc înainte, atunci vreau să mă întorc înapoi la coadă. Și el, în față, țipa la mine. Mai stați o leagă, că m-ai panicat, tătă, nu mai puteam. Îmi dau inele jos, toate. Îmi iau Adidas și trec din nou prin ăla. Nu se poate, am zis, ce se întâmplă azi, ce e exact la mine. Și chiar s-a făcut o coadă în spatele meu. Nu a fost deloc frumos. În fața atâția oameni, se țăpa cineva la tine, ți-o ia din nou, în fine. Mă ia și mă bag într-o, acum au pus o mașină mare acolo, e ca o cabină de duș, nu e o mașină, e ca un fel de cabină de duș transparentă și te bag acolo și te scanează toată. Mă bag acolo, mă scanează, n-am găsit nimic, deci nu știu ce o țiuit. Cred că din cauza bebelușului din burtă, avea el ceva acolo de metal, nu știu care a fost treaba. Așa, ies de acolo, ia-ți papuci de sculț, aveam două tăvi când m-au pus le separ. O tavă era deja în capul cealaltă, una în cealaltă, să mă duc să-mi adun lucrurile. Mă cheamă la, doamnă, vine și deschide geanta mică. Geanta normală în care aveam lucruri. Și acolo aveam în geanta aia chipsuri. Aveam o ramă, că abia îmi luase jumătate de oră să o pun în geanta aia. Îmi luase 10 minute să închid geanta, am închis-o eu cu David, nu puteam să o închid singur. Și îmi spune să deschid geanta. Nu, că dacă deschid geanta în capul meu, mi-a zis lui, pierd avionul. No, de ce și la geanta? Nu știu ce mai găsim și la geanta aia mică. Încep să deschid geanta, ala, dădea. Ce faci cu atâtea chipsuri? Le mănânc. Ce poți să fac cu atâtea chipsuri? O deschis odată el acolo cu linia aia prin pungile mele, așa, nici măcar nu s-a uitat ca lumea, nici nu știu de ce m-a oprit. Cred că moșul ăla i-a pus pata și a zis, caută-i și geanta la asta ca să o mai ținem un pic. Da, bine, mi-a zis, închid geanta aia, e sănătate, că nu pot să mai închid, o trebuie să mănânc vreo 2 pungi din alea ca să pot să o închid din nou. Deci nici nu mi-era foame, la cât stres am. Eram transpirată, transpirasem, toate, deci transpirasem. Nu vin să cred eu de la emoții că transpir în halul ăsta, doamne, eram tot transpirat, doar făcusem un duș. Mai bine mi-au eu lucrurile, mă încalc și când mă întorc, doi polițiști cu două puști acolo, parcă erau mitralieri, la capătul linii. Și numai eu vineam de la linia asta, am zis, nu, de ce mă iau la poliție, vai, iar mă trăcut un val de căldură, de transpirație, am zis, nu-ți poate să mi se întâmple mie așa ceva. Eram și singur, deci mai rău de ta nu-ți putea. Dar, din fericire, acei polițiști nu mi-au zis nimic, am zis doar să o iau pe altă rută, pe acolo, pe sus, n-aveam voie. Și atât, dar și m-am luat toate catrafuzele și m-am dus, mi-am pus, așa am plecat. În fine, tot a fost ok. Așa, și cam asta a fost experiența mea din aeroport. Am mai fost în cuna, dar nu vreau să mai vorbesc despre ea. Acum sunt acasă, sunt în capotul lui mama și în pijamalii. Mă simt bine, stau la căldurică, mănânc, am mâncat până acum borștii. Găină, am mâncat sarmale. Am să înțeles un clip că am fost la Kaufland și mi-am cumpărat tot ce mi-era mea poftă și mâncam înainte.
Deci mi-a cumpărat până acum din ce mi-a fost poftă. Mi-am cumpărat roșii, că alea din Anglia n-au niciun gust aproape. Am văzut niște banane roșii, care n-am văzut niciodată, așa să-mi cumpăr. Pomelo. Cu pomelo nu am văzut în Anglia, ce ciudat. Am așteptat stracondon să uita ciudat la mine și vreau să-mi iau pateu vegetal. Original. Așa, acum am așteptat mama, că nu știu cum a plecat, dar m-am oprit aici la cea de însă beam eu la facultate. Și băiam și mâncam pâine cu pate vegetal. Tot timpul și cu roșii. Așa. Suntem în Kaufland. În caz că nu recunoașteți, dar cred că recunoașteți. Trebuie să mă duc să văd ce să mai iau. Trebuie să mai iau niște pastramă care vreau să mănânc. Pâine proaspătă. Activia, da, am să filmez. Da, să vă zic ce am mai cumpărat aici. Mi-am luat pastramă. Mă tare pot să merg, mamă. Mi-am luat un mușchi filet de la Aldi. Nu s-a lăs la... Da, da. Mi-am luat pâine proaspătă. Așa, da. Eu la măslinii calamata. În Anglia găsesc mai măslinii negri. Asta erau preferatul mele. Ce am mai luat, mămic? Mi-am luat ștele mea de vacă. De capă. De capă, de vacă. Că mămica mea au zis că e mai bună. Mi-am găsit multe cereale. Activia. Cât am căutat. Ce m-am? Suntem aici, în cauza. Mi-am luat și lapte bătut. Vai, și mi-am luat și casa bună. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Doritoare eram de toată mâncarea asta. Mi-am luat icri, salată de icri. Mi-am luat și pe roșu și pe alt. Ce-am mai luat? Stai clorul, mama, nu-i de mâncat. Am luat grăunții să facem popcorn. Yummy, yummy. Și cam atâta. O să vedem ce o să mai luăm. Nu știu încă. Am venit să-mi iau și Teddy. Teddy-le cu zmeur și... Ăla e preferatul meu. Zmeurul și măr era? Să nu mă zmeur. Mamă, cu zmeur vreau eu. Am venit să-mi iau și înghețată. Caut înghețată cu fistic. Am găsit mamă. Da, e scumpă. Da, e cea mai bună înghețată. Da, dar oare ești mai mare de asta? Că e mică, e și scumpă. Ne mai uităm o leacă, nu? Ne mai uităm un pic. Mi se pare prea mică și prea scumpă. Dar dacă nu este alta, o să o luăm pe aia. În Anglia nu găsesc înghețat cu fistic nicăieri. Am căutat peste tot. Și de asta mi-e o poftă. E cea mai bună înghețată. Wow. Am găsit una și mai mari și același preț aproape. Și ar pistaceu întreg în el, în fistic. Și am mai luat ceva, mamă? N-am mai luat. Și cam atât, nu am mai făcut multe lucruri, dar mă așteptam să văd o grămadă de zăpadă. Este zăpadă, dar s-a topit majoritatea, dar... E ok, bine că nu-i frig, mă așteptam să fie și frig, dar nu a fost. Mă stau să mă relaxez acasă la mămica și cam atât. Dacă v-a plăcut videoclipul, după cum spun de fiecare dată, nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like. Iar eu până data viitoare vă pup. Pa!